Dragilor, eu abia acum încep vlogul. Mi-am propus de ieri să fac vlog, astăzi de dimineață m-am luat treaba. Am făcut curățenie și nu am vrut să vă mai plictisesc chestia asta. Și abia acum am început și cred că este vreo 3 jumătate. Și mă duc până la magazin, pentru că vreau să-i cumpăr Alexiei costum de iarnă pentru grădiniță. L-am așteptat pe Cosmin să vină de la muncă, că a fost la muncă astăzi. Astăzi este sâmbătă. Cine vine la noapte? Moșcolaie. Moșcolaie. Ce te-a adus în moșcolaie? Cadou! Da, dacă ai fost cu minte, dar la tine nu prea e cazul. De la magazin. La magazin nu am filmat nimic și după ce am plecat mi-am dat seama, dar nici nu prea aveam ce să filmez așa. De la magazin am cumpărat, știți voi, înainte de Moș Nicolae, trebuie să ne pregătim într-un anumit fel. Așa că am fost să mă pregătesc pentru Moș Nicolae. Și am mai cumpărat și o față de masă. Nu este pentru Crăciun, adică nu are nimic crăciunistic, dar nici nu am găsit și nici nu cred că s-ar potrivi ceva roșu aici. De exemplu, față de masă roșie nu cred că se potrivește în bucătărie. Așa că am luat-o aceasta. După care trebuie să lustruim papuceii ca să vină Moș Nicolae și la noi, că dacă nu sunt lustruiți, nu vine. Să punem acolo frumușe la ușă. Dar acum l-aștept pe Cosmin, că s-a dus și el la magazin. Că na, trebuie să se ducă și el, dacă am fost eu. Da, și ne auzim un pic mai încolo. Îți place fața noastră de masă? E drăguță. Deschide în bucătărie. Așa, de acolo am mai închisă la culoare, nu prea. Așa, e drăguțică. S-o rup și pe aia cu dinții. De aici prinde cu dinții și o rupe. Da, așa ai rupt-o și pe cealaltă. Aha, de acolo. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas. O termină fata de șters papucei. I-a trebuit ca multe șervețele. I-a șters și pe-a surioare ei. Acum trebuie să punem la ușă. Să vedem, îi umple Moș Nicolae sau nu îi umple. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But
this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year is just gonna be you and me. Hanging by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories old. And I've been longing for you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Sun comes up, these are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how? Uite că am pus și instalații. Până facem bradul, am pus în geam instalația. Când facem bradul, tati? Un ajun? O să-i teamă, nu ai de trebuie să facem nani de acum. Cât e ceasul? E 10, nu? Eu încă sunt răcită. Trebuie să ne băgăm la nani că vine Moș Nicolae mâine dimineață. Adelina? Adelina? Bine. Auzi la mare. Ascultă cu mame, tu. N-are treabă. Aha, șase se frică ea numai. Tot timpul, nu stă deloc. Am îmbrăcat carne. Bravo! Dar aruncă și toate cei copii în sus. Ah!
Uite, tati, și ne-a venit asta. A venit și Moș Nicolae. Și mie acolo, tati. Da, lasă-l jos, lasă-l jos. Cine e ce, tati? Ai, asta-i viața ei, ce zici? Dulciurile. Noi ne-am trezit pe la ora 8:30, după cum ați văzut, a venit moșul, am deschis aici cadourile ce le-a dus moșul. Și acum este vreo 10, cred că. Mă duc să le dau la fete să mănânce. Le schimb și pe ele mai frumos și așa. Și pe aia să mă ocup să mai strâng pe aici în casă, că un dezastru au făcut. Un dezastru. Și mie mi-a dus moșul, să vă arăt, această bluză și o pereche de șosete. Așa mai crăciunistice, cu un om de zăpadă. Da, și fetele tot au împrăștiat pe acolo, pe jos. Dulciuri, haine, jucării, tot. Și Adelina, unde este? Unde este Adelina? Sumasă! Se bagă tot timpul sumasă și stă acolo. Noi ne auzim un piculeț mai încolo. Uite, ți-o lăsat Moș Nicolae la mine ceva cadou. O spus să le dau ție și lui Maria. Vezi ce e acolo. O venit Moș Nicolae și o mai adus ceva. Dulciuri. Ia uite, câte dulciuri au adus Moș Nicolae, uite. Asta. Moș Crăciun, uite ce frumos e. I-a lăsat dulciurile astea. Moș Nicolae lui Nașa, nu? Ciocolată. Uite încă un Moș Crăciun. Uite. Nu ți, astea nu ți le dăm ție, că tu le faci zop. Păi ce frumos e. Nu ți le dau. Astea nu ți le dau. Să le punem așa frumos acolo, că nu le topăm toate, da? Ce-o mai adus? Și pantaloni. Două perechi de pantaloni lui Alexia. Două perechi lui Adelina, la fel. Mă îmbrac cu mami la fel azi, da? Bine, v-am găsit bluzițe. Lovely songs we all heard before as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. Merry Christmas.
Nu-i voie. Asta l-a făcut mami. L-am făcut să stai acolo frumos, să mâneam câte o bombonică, când vine cineva să iei câte o bombonică, nu să mănânci tu tot. Adelina? Ai păpat una de asta, micuț, gata. A trecut și ziua de astăzi, este vreo 2 ceasuri. La noi a venit sora mea în vizită cu fetițele. Sora mea este nașa Adelinei. Și le-a dus la fete ceva de Moș Nicolae. Și au mai stat puțin, s-au jucat fetele. Acum vreau să împachetez, am aici câteva lucruri. Și vreau să le împachetez în această hârtie de cadouri. Și după ce se trezește Adelina, să ne ducem pe la părinții mei, pe la socrul meu, să le ducem câte o bluziță ne-am luat. Și o ciocolată de mamă. Și cam atât pe asta, dar eu am să vă arăt cum împachetez cadourile. Și am să închei vlogul pentru că vreau să-l editez. Și să-l postez astăzi. Poate reușesc, nu știu, vedeam. Nu știu ce a ieșit din vlogul acesta, fiindcă nu m-am simțit prea bine, m-a durut capul și sunt răcită. Da, sper să fi ieșit cât de cât ceva drăguț.